Bună, welcome everybody to our second presentation. Vreau să zic bun venit tuturor la cea de-a doua prezentare. In my first study, În primul meu studiu, we discussed the subject of radical feminism compared to liberal feminism. am discutat subiectul feminismului radical comparat cu feminismul liberal. It's a question that I've asked several times in the past. Este o întrebare pe care am adresat-o de mai multe ori în trecut. And I wanted us to revisit that study or those thoughts. Și am vrut să ne uităm din nou la acel studiu, să recapitulăm acele gânduri, So that we'd să all le be on the reluăm, same page. ca să fim cu toții pe aceeași lungime de undă, în aceeași asentiment. I gave two references. One of them was from A.T. Jones. Am dat două referințe, una din ele era din A.T. Jones. That was a sermon that he had done. E vorba de o predică pe care el a ținut-o. And the other reference I gave was chapter 5 from the book Christ Object Lessons. Și cea de-a doua referință a fost capitolul 5 din cartea Parabolele Domnului Hristos. We spoke a little bit about A.T. Jones' sermon. Am vorbit puțin despre predica lui A.T. Jones. But we didn't discuss it because I think almost everybody in our group here hadn't read it previously. Dar nu am discutat-o pentru că din grupul în care sunt acum, aproape nimeni nu a apucat să o citească înainte. And we didn't get time to look at Christ Object Lessons. Și nu am avut destul timp să ne uităm la parabolele Domnului Hristos. So, if we remember from yesterday's study, Dacă ne amintim de la studiul de ieri, I've just put that up now. am pus acele referințe pe tablă acum. Did the reference? Acestea sunt referințele. And the title we discussed about what the gospel is and how it was compared and contrasted to the mystery of iniquity. Și titlul despre care am vorbit, despre ce anume este Evanghelia și cum anume aceasta poate fi comparată și contrastată cu taina nelegiuirii. We broke down the term radical feminist in its two parts. We looked at the word radical and we looked at the word feminist. Am descompus expresia feminism radical în cele două părți și am analizat radical și am analizat And feminism. there were a couple of points I wanted us to see about the word radical. Și sunt câteva aspecte pe care am vrut ca să le observăm legat de cuvântul radical. First of all, it does not mean extreme. În primul rând, radical nu înseamnă extrem. It doesn't mean social reform. Radical nu înseamnă reforme sociale. It doesn't mean rebellion. Radical nu înseamnă rebeliune, rebel. It means to look at the origin or the root of something. Și radical înseamnă să te uiți la rădăcina unui anumit But as lucru. soon as you start looking at the root of something and try to address whatever it is that you're looking at, Și odată ce începi să analizezi rădăcina unui lucru și începi să vorbești despre acea problemă, indiferent ce ar then fi, number two, sorry, one, two, and four come into play. atunci numărul 1, 2 și 3 intră în discuție. So that's why here we try to understand the relationship between one, four, and two as they relate to number three. De aceea am încercat să discutăm relația dintre 1, 2 și 4, așa cum ele interacționează cu numărul 3. Okay, so we then related how we can understand the root and its relationship to one, four, and two. Am vorbit despre rădăcină și despre relația dintre rădăcină și 1, 4 și 2. This person is considered extremely rebellious because they want to make social reforms.
Această persoană este văzută ca fiind extrem de rebelă pentru că vrea să facă reforme sociale. Any questions on that point? Okay, Aveți then vreo we looked at întrebare the legat de word asta? feminist. Apoi ne-am uitat la cuvântul feminist. And as you can see on the board, we looked at the term or the phrase Black Lives Matter. Și așa cum vedeți pe tablă, ne-am uitat la această expresie, Black Lives Matter, viața negrilor contează. And obviously, in the phrase, this last bit isn't mentioned. Bineînțeles, în acea expresie, această ultimă parte care am notat aici nu e menționată. But that's what it means. Dar asta înseamnă, de fapt. So why have the lives of white people been cancelled or not included in the title of that movement? De ce viețile persoanelor albe sau de culoare albă nu este inclusă în acea denumire Black Lives Matter? De ce sunt ei lăsați deoparte, parcă? Victoria. Excluși. Because they're making a statement. Pentru că ei vor să afirme ceva, să And transmită what's the ceva. statement that they're making? Și care e această afirmație pe care eu fac? Go ahead. That their lives are just as important as white lives. That their lives are just important as the lives of white people. Că viețile lor sunt la fel de importante ca viața celor albi. So, just to summarize again, Pentru a rezuma din nou, this movement, if we can call them that, această mișcare, dacă îi putem are numi making așa, a statement face o afirmație. that society or the world, Că societatea sau lumea, the way societies operate all across this globe, modul în care societatea funcționează peste tot pe în lume, understand that the lives of white people matter. toți înțeleg că viața persoanelor albe contează. That's how the social fabric, almost whatever country you go to, understands. În orice țară ai merge, societatea înțelege acest lucru. So they don't need to make that statement. Așa că nu e nevoie să facă o astfel de afirmație. And what they're trying to say is the lives, it says black, but people of color matter as well. Să ceea ce ei spun este că și viața negrilor sau celor de culoare contează la fel. Any questions on that? Sunt întrebări legate de asta? No. Nu. So we looked at Black Lives Matter as a parable or an example of the word feminist or feminism. Ne-am uitat la Black Lives Matter ca un exemplu de ce folosim ca o parabolă pentru feminism, da, ca un So we know exemplu. the word black is has a racist connotation to it, just as the word feminine has a gendered context to it. Fiindcă cuvântul black sau negru are o conotație rasistă sau legată de rasă, la fel cum cuvântul feminin sau feminist are So, o what does the conotație word legată de gen. feminist mean, or why is it used that way? Deci ce înseamnă cuvântul feminist sau de ce e folosit în felul acesta? Why use a gender term? De ce se folosește un termen legat de gen? Anybody? Besides Victoria? Cineva în Kristen? afară de Victoria? Because the world already knows that men already matter. And so that they're just trying to say that women matter just as much. Good. It's because society, the world, already understands Pentru că societatea, lumea, deja cu that toții înțeleg the lives of men matter. că viața bărbaților contează. Everybody understands that's how society works and operates. Toată lumea înțelege că astfel funcționează societatea, așa merg lucrurile. And so the statement is saying that the lives of women matter as well. Și că această afirmație spune că
Și viața femeilor contează asemenea. So we asked about, or we spoke about the difference between the term radical and liberal. Am vorbit despre diferența dintre termenii radical și liberal. We considered three questions. Am luat în considerare trei întrebări, am analizat trei When we're întrebări. going to look at both of them and try to understand the differences and the similarities. Ne vom uita la aceste întrebări și vom analiza la And cele what's doi termeni the și vom analiza objective asemănările și diferențele. Și care e for obiectivul? these two movements? Care este obiectivul acestor două mișcări? You remind me of your name? Sorry. Zach. So their objective is to push equality or promote equality, that everybody is equal. Good. Obiectivul lor este să promoveze egalitatea, ca toată lumea să fie egal. Anybody else? Eva? They're both for social reform. So they're both for social reform. Ambele vor reforme sociale. It has a two next to those two terms. Este un număr 2 Because lângă that's right reforme here, that's one sociale. of the definitions that we got for what radical meant. Someone said it was social reform. Pentru că aceasta a fost una dintre definițiile pe care le-am notat aici pe tablă, legat de ce înseamnă a fi So radical. I just borrowed that term. Așa că eu am împrumutat acel termen, de ce este Both had the cifra 2? same objective, social reform. Deci ambele au același obiectiv, reforme sociale. So the question is, how do they have or initiate or promulgate social reform? Dar întrebarea este cum? Cum inițiază, cum promovează, cum încearcă să ajungă la Are three aceste questions. reforme? How, the degree, and why? A fost întrebarea cum, în ce măsură și de ce? I said why isn't a very good question because the reasons would be the same. Și eu am spus că întrebarea de ce nu este o întrebare foarte bună pentru că motivele sunt aceleași. Why do these movements want reform? De ce aceste mișcări? De ce vor aceste mișcări o reformă? Anybody? Christine? They weren't being seen as just as important. Both groups want social reform Ambele grupuri vor reforme sociale because they feel they're not being treated equally or the same as men. pentru că simt că nu sunt tratate în mod egal, nu sunt tratate la fel ca bărbații. It's because both movements Pentru că ambele mișcări. are what? Ce anume? They're both feminists. Ambele sunt mișcări feministe. So we didn't put feminist here, but because they're both feminists, their objective or why they want social reform has to be the same. Pentru că sunt feministe, obiectivul lor sau motivul pentru care vor aceste reforme sociale trebuie să fie același. So we looked at question one. How do they implement social reform? Ne-am uitat la întrebarea numărul 1, cum implementează aceste reforme sociale? We looked at liberal feminists Ne-am uitat la feminismul liberal and collectively you told me that they work within the system. și voi cu toții mi-ați spus că ei lucrează What's în another word for cadrul system? sistemului. Care ar fi un alt cuvânt pentru sistem? Gloria? Institution. Institutions. Instituții. And then we asked the second question. Apoi am pus o a doua întrebare.
The degree. Legată de măsura, gradul în care. The degree of. Gradul sau măsura. Keep to the same terms. Să ne referim la aceiași It's on the termeni. Board. Scrie pe tablă. What do they want? Ce anume vreau ei? So it's the degree of social reform. E vorba de măsura sau de limita acestor And we came to the reforme conclusion sociale. That if you're a liberal, liberal feminist, it's limited or incremental. Am ajuns la concluzia că dacă ești feminist liberal, ei caută niște reforme, dar limitate sau incrementale. Alyssa, what does incremental mean? Ce înseamnă cuvântul incremental? Little bit by little bit. Little small steps, going from zero maybe to whatever number that they think that they can achieve. Incremental înseamnă pași mici care pornesc de la zero și până la acel punct care crede că ar putea să ajungă. Can a liberal feminist ever achieve 100%? Pot feminist feminiști liberali să ajungă vreodată la 100, Now, la several people 100%? just said no. Multe Except persoane for au Zach. spus Zach nu. says yes, they can. În afară de Zach, care spune că da, pot. So, you're saying that radical and liberal are the same. Both work within the system and they're both limited. No, I'm not saying that. At least not yet. But if, are you saying that? So the question's been asked, am I saying something about liberal and radical feminism? I am saying something about them, or I want us to see something about them. Întrebarea care s-a spus, dacă eu zic ceva despre feminismul liberal și radical, dacă vreau să vedem ceva anume și am zis că da, vreau să zic și să vedem ceva. Sarah? Your name, sorry. So Sarah said that I already have a conclusion of what I think they are or what they can achieve. Ea spune că eu trebuie să am deja o concluzie legată de ce cred că sunt și ce vor să atingă, să realizeze. And I said, I'm not ready to reveal my cards, if you want to say it that way. Și eu am răspuns că nu sunt încă pregătit sau nu sunt încă gata să vă And what arăt are you saying, Sarah? cartea mea sau na, ca și la cărți de joc să vă arăt ce gândesc eu. So Sarah's saying both work within the system. Sera a spus că ambele lucrează, de fapt, în cadrul sistemului. Francisco? Oh, back Francisco? To your question about achieving 100%. It's possible. So my question was, can liberal feminists achieve 100% social change? And Francisco has said... One second. Întrebarea mea a fost dacă feministele liberale pot să aducă la 100% schimbări sociale sau reforme sociale. So, Francisco said, theoretically it's possible, but it's unlikely to happen. Francisco spune, teoretic e posibil, dar este puțin probabil să se întâmple lucrul acesta. See what I mean? Yes, that's what I was going to say too. It's theoretically it's possible. Asta vreau să zic și eu, că teoretic e posibil. So Sue Ellen said the same as Francisco, theoretically it's possible, but it'll take so long it's unlikely to ever happen. Asta a zis, că teoretic e posibil, dar a durat atât de mult încât este foarte puțin probabil că se va întâmpla vreodată. Claudia? Depending what 100% is the goal, you know, you can achieve and you can reach 100%, but depending on what is the goal, it's incremental and could be 100% of what. So when I, Claudia says, when I use the term 100%. Spune că atunci când eu folosesc acest termen de 100%. It depends what we're going to define as
that number, what it actually is referring to. Depinde cum anume definim acest număr, la ce anume se referă de fapt. We'll try to address that. Emmanuel? Încercăm să vorbim despre asta. Emmanuel? I thought you had your hand up. I was going to say, it's possible for the liberal feminism to achieve that, but it's a non-chat. So, Emmanuel's thing, I think, has said the same as others. Emmanuel a spus cam același lucru ca și ceilalți. So, we asked the degree of what? M-am întrebat despre gradul sau măsura. And people have said it's limited. Vor să facă aceste reforme sociale, oamenii au which means you won't get full or equal social reform. It won't happen. That's what limited means. Limitat înseamnă că nu vor să fie cu totul legal, nu vor să se facă 100% aceste reforme. Incremental means that you will make small changes and they will improve or get better, you'll get more change over time. Incremental înseamnă că vor sau sunt dispuși să facă schimbări mici, sperând că cu timpul va fi mai bine, că se and va vedea what's the objective? O diferență în timp. Dar care e obiectivul? Claudia, what do you think the objective is? Because you said it depends what it is. What do you think it is? Care credeți că e obiectivul? If we go back to the original definitions here, dacă mergem aici la definiția originală, what's the objective of a care feminist? E obiectivul feministelor? Feministilor. Just the word feminist. Doar gândindu-ne la cuvântul feminist. Go ahead. Dismantle patriarchy. So Claudio says dismantle patriarchy. Să distrugă patriarhatul, să... So, what does the term Black Lives Matter mean? Ce înseamnă termenul acesta, Black Lives Matter? Does it mean matter? Dismantle the power that white people have? Înseamnă Black Lives Matter că vor să demonteze puterea pe care o au albii? Go ahead. They want to make the point that the whites have to look at them as important, you know, as a problem. There is a problem there. So Claudio said, when we look at Black Lives Matter, când ne uităm la Black Lives Matter, what that movement wants to achieve, ceea ce vrea acea mișcare să realizeze, is that both black people and especially white people, este că atât negri cât și albi sau în special albi, understand that the lives of people of color matter. Să înțeleagă că viața persoanelor de culoare contează. And when we transfer that idea to feminism, când transferăm această idee și o aplicăm la feminism, a feminist wants to live in a society where feministele they vor să trăiască într-o societate as equal to men, în care ele să fie văzute ca fiind egale cu bărbații. That their lives matter as much as the lives of men. Că viețile lor contează la fel de mult ca viețile bărbaților. Put your hands up if you think that means that they should be treated exactly the same as men. Ridicați mâna dacă credeți că asta ar însemna că ele trebuie să fie tratate exact ca bărbații. The hands are slowly going up. Do feminists want to be treated exactly the same as men? Feministele vor să fie tratate exact ca bărbații? No?
Nu. Put your hands up if it's no. Ridicați mâna dacă este nu. You put your hands up twice, Gloria. Okay, so about half the class put their hands up. Yes, they should be treated exactly the same. Cam jumătate grupul a ridicat mâna da, ar trebui să fie exact la fel tratate. And two people said no. Și câteva persoane au zis nu. Are you asking a question, Victoria, or in a second? So, the reason why I'm asking these questions, motivul pentru care eu pun aceste întrebări, is because when we go here and I said 100%, este că atunci când mergem aici și eu zic 100%, Când spun 100%, where it says 100%. A 100% means 100% social reform. 100% înseamnă 100% reformă socială sau reforme sociale. The social reform that they desire. Reformele sociale sau reforma pe care o doresc. As the same as men. Este că vor să fie văzute la fel cum sunt văzuți bărbații. They want their lives to be seen as equal, of equal value or equal worth as the lives of men. That would be 100%. Vor ca viața lor să fie văzută ca având o valoare egală sau să fie văzute pur și simplu egale ca importanță cu bărbații. And when Claudio asked about, it depends what the 100% is referring to. Când Claudio a spus că depinde la ce se referă acei 100%, that would be the incremental bit. Acea ar fi acea parte ține de incremental. Under the law. Drepturi egale în fața legii. Only for US citizens. Sau prin lege. Doar pentru cetățenii din Statele Unite. That's 100% achieved. It's an incremental step. Dacă se ajunge 100% la drepturi egale, se face prin pași incrementali. Equal voting rights. 100% achieved, incremental step. Drepturi egale 100%, obținute 100%, dreptul la vot obținut 100%, dar este un pas incremental. True social reform, true equality, true equal value. Întrebarea este, se va ajunge vreodată la o adevărată reformă socială, la egalitate adevărată, ca să existe o valoare socială if you're a liberal feminist. În totalitate? Victoria. Vor ajunge vreodată la aceste lucruri feministele radicale? That's like a private group that's addressing the privilege that others have. They want the same rights, basically. But that's kind of been addressed. So Victoria has used the word privilege. Victoria a folosit cuvântul privilegiu. Then she used the word rights. Apoi a folosit cuvântul drepturi. And whilst they're related, I'm not sure that they're the same. Și deși sunt relaționate, au de face, nu cred că înseamnă același lucru. Victoria, which do you think is hardest to get? Rights or privilege? Ce crezi că e mai greu de obținut? Drepturi sau privilegii? Și tell me which is the harder of the two. Care crezi că e mai dificilă? One second. Okay, you think they're both hard. Which is harder? Or they're the crezi same? Că ambele sunt dificile de obținut. Sau crezi că sunt la fel? But they're the same. When I put my hand up, that means don't speak.
Go ahead. Process is the same as in difficulty, but I think that they're both like the same as like, I mean, they're, I forgot what I was going to say. Sorry. Let me ask a simple question, Victoria. Să pun o întrebare mai simplu. As a person of color, ca persoană de culoare, do you have equal right under the law to vote as a white person? Yeah. Ai drepturi egale prin lege de a vota ca, ca și o persoană albă? When it comes to the subject of voting, când vine vorba de subiectul votului, do you think you still are afforded the same privileges? Crezi că îți sunt oferite aceleași privilegii? And nu. Victoria has said no. Victoria a spus nu. How old is your vote, your right to vote? How old is that? Cât de anybody? Vechi este dreptul tău de a vota? De cât timp? Just shout out the year, how many years? De cât ani? A hundred and five years you've been allowed to vote. You had a right. De 105 ani ai dreptul de a vota. And 105 years later. Deci acum la 105 ani de la acel moment când s-a dat dreptul la vot. What's your observation? What's your experience, Victoria? Care e observația ta? Care este experiența ta, Victoria? I'm going to answer. It's a rhetorical question. Is that you still don't have the same privileges as white people? Este că încă nu ai ajuns să ai aceleași privilegii ca oamenii albi. So I think the bar to achieve the same privileges is much harder, much higher than it is to get a right. Eu cred că a obține aceleași privilegii este mult mai greu, mult mai greu decât să obții aceleași drepturi. And Zach agrees. It's I'm not diminishing the difficulty. Nu spun, nu micșorez prin asta cât de dificil to get este, rights. Dar este destul de ușor ca să primești drepturi. But getting privilege, that's much harder, I think. Dar să obții privilegii, cred că este mult mai greu. And part of the problem, if we want to just go back to Sarah's point, parte din problemă, dacă vrem să ne întoarcem la ceea ce a subliniat sau a evidențiat Sarah, if you're white, dacă ești alb, what don't you understand? Ce anume nu înțelegi? What don't you see? Ce Christine? Nu vezi? You don't see the privilege. Is it just you don't see it? So if you're a white person, you don't see the privilege. Dacă ești o persoană albă, tu nu îți vezi privilegiul, nu vezi acest privilegiu. And what do you say? Și ce spui? To all the complaints that these black people have. Ce zici despre toate aceste plângeri pe care le aduc persoanele de culoare? Zach, what do you say to all the black people? Ce spui persoanelor negre sau de culoare? Speak louder. The complaints aren't real. Plângerile voastre nu sunt reale. Because? Pentru că there's a number on the board. Numărul care e trecut pe tablă. Isabel? Because you have had the rights for 105 years. You've already got the rights. What are you complaining about? Ai primit deja dreptul de 105 ani. De ce te vă mai plângeți? Ați primit dreptul. So, the problem with liberal feminism, problema cu feminismul liberal, which is why I think some people said yes, they can get 100%. Cred că de asta unii oameni au crezut că da, ei pot să ajungă la 100%. Is that it's relatively easy to get rights. Este pentru că e relativ ușor să ajungi să primești drepturi.
If people are diligent and they don't get lazy. Dacă oamenii sunt sârguincioși și nu se lasă pe tânjală, nu se lenevesc. And when I say people, I mean Democrats. Când spun oameni, mă refer de fapt la democrați, da? Știm asta. The Democrats are the most lazy party in the world. They really are. Democrații sunt cei mai leneși, cel mai leneș partid din lume, chiar sunt. A couple of years ago, I think I did one or two presentations on the American political system, in basic terms. De câțiva ani în urmă am făcut o prezentare despre sistemul politic american, așa, în termeni de bază. And you have this unique phenomenon here called supermajorities. Și avem acest fenomen unic în sistemul american numit supermajoritate. And the ultimate supermajority is what? Și cea mai mare supermajoritate este ce anume? Someone say something? When you have all three branches, or you control all three branches, the two houses and the executive branch. Când controlezi toate cele trei ramuri, ramura executivă, cele două camere și cea judecătorească. Deci când controlează un partid toate trei. Say 100 years, dacă te uiți la ultimii 100 de ani, you'd be surprised how many times the Democrats get that. Ați fi surprins să vedeți de câte ori democrații au reușit să obțină asta. It's pretty rare for the Republican Party to get supermajority in all three. Și este foarte rar ca republicanii să ajungă să aibă o supermajoritate, adică să aibă, să domine toate cele trei ramuri. Every time the Democrats have got that supermajority, they've never pushed their policies through in a way that they could have done if they wanted to. Și ori de câte ori democrații au reușit să obțină această supermajoritate, nu au insistat cu politicile, cu legislația să impună toate cele lucruri așa cum ar fi putut de fapt să o facă. De ce credeți că se întâmplă așa? Claudia? Capitalism. So Claudio blames capitalism. Claudio spune că e de vină capitalismul. Francisca? Underhanded PAC money that's going into Congress that sways laws certain ways. So Francisco says the reason is there's a lot of black money or bribery that goes on. Spune că sunt foarte mulți bani care circulă la negru și foarte multă mită care Zach, can you say loc. Speak loud? Trey? Okay. Alyssa? They don't want to be like the Republicans. They don't want to be like the Republicans. Nu vor să fie ca republicanii. Can I say something controversial? Pot să zic ceva controversat? It's full of white people. E plin de oameni albi. The Democrat Party. În Partidul Democrat. And if it's full of white people, what don't they understand? Și dacă e plin de oameni albi, ce anume nu înțeleg ei? They don't understand privilege. Ei nu înțeleg privilegiul. So they don't push through the reforms in the way that they should and could do. Așa că ei nu insistă să implementeze acele reforme în modul în care ar putea să o facă. If it was full of black women, dacă era plin de femei de culoare, from the top to the bottom, in those three houses or branches. De la peste tot în acele trei ramuri ale guvernului, ale guvernului. When I say branches, I mean the two houses and the executive branch. I don't mean the Supreme Court. Deci nu mă refer acum și la Curtea Supremă, mă refer la doar la cele două camere și la ramura executivă. Deci dacă toate acestea ar fi fost femei de culoare, things would be different. Lucrurile ar fi arătat diferit. Victoria? I want to make a quick comment that when I was speaking about like
I agree, but I was just saying about like sometimes in getting a law to go through, it takes a long time, and even after a law is passed, like in prior history, it takes a long time for that to even be enacted or allowed. So Victoria was making the point that actually getting your rights, which means writing, drafting, and putting laws into place, does take a long time. I recognize that. Victoria a punctat un anumit lucru că chiar și să obții dreptul poate să dureze destul de mult timp pentru că legile trebuie scrise, după aia votate, aprobate, implementate, deci și So I asta just want to move on. durează și da, sunt de acord și cu lucrul acesta. We Acum went vreau to să trecem mai radical departe. feminism and we asked the first question, how? Când am vorbit apoi despre feminismul radical și am pus și în dreptul lor această întrebare, cum? How what? Cum ce? How do you achieve social reform? Cum vor să realizeze aceste And reforme when we got to sociale? that point, we had a lot of words, as you can see, but most of them all mean the same thing. They're synonyms. Și când am pus această întrebare, am primit multe răspunsuri, dar dacă ne uităm la toate aceste cuvinte, în mare putem And spune a că sunt fair toate few of them sinonime. were just synonyms of the concept of social reform or the phrase social reform. They were just synonyms of that. Practic sunt sinonime a ceea ce înseamnă o reformă socială. Toate țin de această reformă socială, sunt sinonime cu asta. Someone said outside. Cineva a zis cuvântul în afară. Don't remember who that was. If you Nu-mi remember, amintesc you heard that? cine a fost. Lily. So Lily said radical feminists will work outside of, we'll call it society or the system. Ia, Lily a spus că feministele radicale vor lucra în afara sistemului sau în afara... If you go back to liberal feminism and how it says work within the system, so radicals work outside of the system. Pentru că am zis că feministele radicale lucrează în cadrul sistemului, ea a zis că feministele... No, feministele liberale în sistem și cele radicale în afara sistemului. Is that correct, Lily? Yes or no? Lilia, Yeah. e corect, Okay. Așa ai zis? Da. If you were, let's not use the word system, let's use the word institutions. Să nu folosim, haide să nu folosim cuvântul sistem, ci să spunem And instituții. if we said the three branches, Dacă am spune acum cele trei ramuri, executive, judicial, legislative, și ne-am referit la ramura executivă, legislativă și is judiciară. that the system? Is there anything outside of that system? Have I missed something? Putem spune că acesta este sistemul, există altceva în afara acestui sistem care mi-a scăpat? So no one's put their hand up, so I think everybody agrees that that's the system. Nimeni nu a ridicat mâna, așa că cred că toată lumea e de acord că putem să spunem că acesta este sistemul. I'll put it as a pie chart. Voi face un grafic de Executive, tip plăcintă legislative, judicial. și spun aici deci ramura executivă, Is that legislativă și 100% judiciară. of the system or the institutions, or have I missed something? Reprezintă asta 100% sistemul sau instituțiile sau mi-a scăpat ceva? So people who are putting their hand up, they're going to tell me what I've missed. Oamenii care ridică mâna să-mi spună ce anume mi-a scăpat, ce anume nu se include aici. Christine, you hand up? That includes the local or just the federal? So the question was, does this include the federal system or the state system or both? Întrebarea s-a pus, include aceasta sistemul federal sau sistemul local al I'll put it statelor? simply. Sau la ambele, la ce se The referă? bosses from the states Ca să spun într-un mod mai simplu, all live where?
șefii statelor in our toți little chart. locuiesc unde? Where do they live? Unde locuiesc? Legislative, but So all the states toate are statele here. se regăsesc aici. So that's model one. Acesta este modelul numărul 1. And model two Modelul numărul 2 is each of the states have identical patterns. Că fiecare stat are o plăcintă din aceasta what have I identică. missed? Este așa? I don't know what that is. People's interactions one to another. The privileges. People's interactions are not an institution, I don't believe. Interacțiunile oamenilor nu sunt o instituție, cred că nu la asta se referă. Well, I was going to say, you know, technically we've had civil rights since the 60s at the level with Title VI of the Civil Rights Act, but it's not implemented at local level necessarily. Okay. But it's still within this system. So Swellen spoke about civil rights. I'm saying civil rights still fit within this system. Swellen a vorbit despre drepturile civile și eu am zis că drepturile civile se includ și ele totuși în acest sistem. If it doesn't fit within this system, it's not a right. Dacă nu se încadrează în acest sistem, nu putem vorbi de un drept. Then it's in the system. If it's in the system, it's your right. Dacă este okay. În acest sistem, este dreptul tău. I was going to say that you said that the judicial wasn't included in this. So earlier, mai devreme, when I was speaking about the two branches of the legislature and the executive branch, I was making one statement. Vorbeam despre cele două ramuri legislative și ramura executivă și făceam această afirmație. And now I'm just afirmație. Speaking about the another model, the traditional model, which is the three branches of government. Atunci am vorbit despre cele trei, referindu-mă la acel lucru și acum m-am referit diferit. Okay, so am folosit the point un alt I model, want us to see, tot cu trei. When Lily said, ceea ce am vrut să vedem este că atunci când Lily a zis to work outside of the system, că să vor că radicalele, thought, feministele radicale vor să lucreze în afara sistemului. So the education system is within one of these branches. Pretty sure of that. Sistemul educațional este se încadrează în una dintre aceste ramuri, sunt mai mult ca sigur de asta. And families, și familiile. If we're going to use that in the term of marriage, dacă am folosit asta în gândindu-ne la căsătorie, also comes under one of these three branches. It's an institution. Este I don't mean a care de religious asemenea, institution. I mean legally. Din punct de vedere legal și căsătoria se include într-una dintre aceste trei ramuri, aceste instituții. If we're talking about human relationships, which is what Alyssa said a few moments ago. Dacă vorbim despre relațiile interumane, lucru pe care Elisa l-a spus de câteva minute în urmă, that's not an institution. Nu mai este o instituție. I want us to see that there's a difference between the two. Vreau să vedem că este o diferență între cele două. Because I think that becomes important. Și cred că lucrul acesta devine important. Later on. Mai târziu. When people have already said it here, either in class or out of class. Oamenii deja au spus lucrul acesta, fie în timpul prezentării, fie în afara prezentării. When we were speaking yesterday about these changes of how radical feminism does things. Când am vorbit ieri despre aceste schimbări, despre cum anume feministele radicale vor să obțină asta.
Several people said the following. Mai multe persoane au zis următorul lucru. I let my light shine. Las ca lumina mea să strălucească. That's a biblical term of what people said. They didn't use that phrase. I'm using este it. Un termen biblic pe care care înseamnă ceea ce ziceau ei de fapt. Nu ei au zis acest termen, eu aleg să folosesc acest you termen. You can let your light shine all you like and it's good. Poți să lași lumina ta să strălucească oricât vrei, da, și este un lucru bun. But what will it not do? Însă ce anume nu va face? If you follow through with what you have already laid out on the board, because these are your thoughts, not mine. Dacă parcurgi mai departe logica a ceea ce am scris pe tablă, pentru că sunt gândurile voastre, dacă it will not te duci achieve, mai departe pe firul Claudia, logic, ce anume nu va reuși să obțină lumina ta, oricât de mult o lași să strălucească? I'm thinking about whoever said outside, maybe was thinking about heavenly government. I don't know. Okay. That's my thinking. You know, the great controversy. What will it not achieve? Letting our light shine, Isabel? Ce anume nu va obține lumina? So Isabel said it won't produce 100% change. Isabela a spus nu va produce schimbare 100%. Anyone else? Altcineva? Zach? So Zach said it won't change anything, so you're at zero. Zach spune nu va schimba nimic. 100, you're at zero. Departe să ajungi la 100%, ești la zero, nu schimbi nimica. Letting your light shine produces zero social change. A lăsa lumina ta să strălucească produce zero schimbare socială. He said, not me. Asta zice el, nu eu, da? Ok, any questions? Cristi? Întrebări? Cristi? Black Panthers created their own schools and their own food systems to help. Was that outside the system or was that inside the system? So when, I don't know what to call them, something. When people get together and do funny things. Când oamenii se adună la oaltă și fac lucruri interesante. Someone has to work out, which would end up being a lawyer, whether it's legal or illegal. Cineva trebuie să analizeze dacă ceea ce vor ei să facă este legal sau ilegal. If it fits within the legal framework, they're okay. Dacă ceea ce fac se încadrează în termenii legali, este în regulă. If it doesn't, dar it's dacă, illegal. Dacă e ceva ilegal, dacă nu se încadrează, and then the institutions decide what they will do about it. Atunci instituțiile sunt cele care vor decide ce vor face cu acele lucruri, cu acel lucru. So it may or may not be outside of the system. Înseamnă că poate să fie sau nu în afara sistemului. See what? Well, I think there's kind of a confusion, but I think I was confused, and maybe there others are too, about social reform, meaning laws under the law. And social reform, meaning how do we really act with it between each other? The application. So Ellen said maybe there's a misunderstanding between us as a group of what social reform means. A zis că poate este o înțelegere greșită între noi ca și grup legat de ce anume înseamnă, de fapt, reformele. Does it mean changing institutions or does it mean how we behave one towards another? Înseamnă schimbarea instituțiilor sau înseamnă schimbarea modului în care noi ne comportăm unul față de celălalt? So let me ask a question. Țin voie să pun o întrebare. This is a little bit of a sidetrack. Și asta va fi un pic de abatere, de turnare. Abatere. Deviere, da, o mică deviere. Cine este aici? Not me. Why cine have I put Paul there? De ce l-am trecut acolo pe Pavel? We'll give two stories. Vom spune două istorie, două întâmplări. According to the Bible,
Conform Bibliei, which was written by his best friend. Ceva care a fost scris de prietenul lui cel mai bun, al cărui nume era cine? Luke. Luca. What did Paul do? Ce a făcut when he went Pavel to town? Când a mers într-un anumit oraș? Not preach the gospel. Nu a predicat Evanghelia. Ce anume a făcut? Not persecute. A persecutat, nu. Not making tents. A făcut corturi, nu, nu despre asta. Can't hear? Okay, I thought you... Okay, I think it says... Eu cred că zice că... Turned. A întors. He turned the world upside down. A întors lumea cu susul în jos. So that's the biblical version. Asta este versiunea biblică. What does the world mean? Ce înseamnă lumea? Israel? What Paul was going to say, so he went to the Gentiles. So does the world mean Gentiles? Lumea înseamnă neamurile? Anyone else? Altcineva? The system? The system. Sistemul. It's not the planet. Nu planeta. It's the system. Se referă la sistem. And what is the system? Care este sistemul? We call that system what? Cum numim Pagan acest Rome. Sistem? Roma păgână. Did he change pagan Rome? A schimbat Roma păgână. No. When he came, sorry, before he came, when he came, and when he left the town. Când a venit și când a plecat din acel oraș. There was no change to the institutions. Nu a fost nicio schimbare în instituții. Society de acolo. Didn't change. Societatea nu s-a schimbat. When they went to the farmers market, they didn't stop selling what? Când mergeau la piață, nu au încetat să mai vândă ce anume. They didn't stop selling bad meat. Nu au încetat să vândă carne care nu era bună. All he achieved, tot ce a reușit să realizeze, is he turned a few people. Este faptul că a întors câțiva oameni. This is the worldly version, this one, the world story. Aceasta este o istorie And despre lume. This one is the Bible story written by his best friend. Deci aceasta este istoria biblică scrisă de prietenul lui cel mai bun și cealaltă este istoria seculară. Am putea să o numim cum? N-am înțeles ce a zis. Favoritism. Ah, favoritism. The, adică what cronyism means. A ținut okay, so cu el. What I want to show here. Ceea ce vedem aici. If you read the Bible, it infers that Paul initiated or instituted social reform. Dacă citești Biblia, sugerează că Pavel ar fi inițiat sau instituit anumite reforme sociale. Collapsed and he gave them a new one. Ca și cum societatea a fost în colaps și el le-a dat niște reforme sau niște reguli noi. I think we all agree that he didn't. Dar noi cred că suntem cu toții de acord că el nu a făcut lucrul acesta. And so, to me, that's an example. Pentru mine acesta este un exemplu of how we speak about personal influence and societal changes and the differences between the two. În felul în care vorbim despre influența personală și schimbările din societate și cum analizăm acestea două sau... I'm not saying we shouldn't have a personal influence and I'm not saying it doesn't make any difference. It does. Acesta.
Nu spun că nu ar trebui să avem o influență personală și că nu are niciun efect dacă noi facem ceva. Let me go back to this point. Dar sunt voie să revin la acest punct. If you work within the system, Dacă lucrezi în cadrul sistemului, that means you work within this institution, pre-form of government. înseamnă că lucrezi cu aceste instituții, cu cele trei forme de guvernare. What does outside mean? Așa că acest cuvânt, în afară, ce înseamnă? That outside means În afara înseamnă it means outside of the government, outside of the institutions. În afara guvernului, în afara instituțiilor. Anyone else? Altcineva? So I'm going to say this is the legal framework of how the country operates. Este cadrul legal care spune cum funcționează țara. Do we agree with that? Sunteți de acord cu asta? Did Paul work within the system or outside of the system? Pavel a lucrat în cadrul sistemului sau în afara sistemului? Inside. În interiorul Within. sistemului. Outside of the system. În afara sistemului. So, lots of people have said Paul worked outside of the system. Multe persoane au zis că Pavel a lucrat în afara sistemului. We're running out of time, so I'm just going to say that's the wrong answer. Nu mai avem timp, așa că voi spune, acesta este răspunsul greșit. When Paul gets into trouble, what does he do? Când Pavel dă de probleme, ce face? He sucks up to the system. Se duce și se plânge la Sucks up sistem. means he goes to the system. Da, asta înseamnă că se duce la sistem, apelează la sistem. Any trouble, what does he pull out? Orice problemă are, ce anume vine? His Roman passport. Își arată pașaportul că e cetățean He's roman. not one of those free citizen types. Alege. He doesn't say, you can't touch me, you don't have jurisdiction, I'm an ambassador from heaven. Nu spune, nu mă pot atinge că nu ai jurisdicție asupra mea pentru că eu sunt ambasadorul cerului. Nu zice We could asta. go example after example and we could see that he worked within the system. Putem lua exemplu după exemplu și să vedem că el a lucrat în cadrul sistemului. And only a few moments ago, several of you said Paul was a Și abia cu câteva luni în urmă, mulți dintre voi ați zis că Pavel era un What did you say, Paul was? Is someone going to shout it out? Ce ați zis despre Pavel? Radical. Ați zis că Pavel a fost radical. Is Paul a radical? A fost Pavel radical? Apparently not. Se pare că nu. Turns out he's pretty conventional. Pare că el a fost destul de convențional. If you're still not persuaded, Încă tot nu sunteți convinși. just go to first, which Mergem book? la First Corinthians. You have 1 to go to First Corinteni. Corinthians. First Corinthians chapter 1 Corinteni, capitolul 11. What does he say? 11. Ce spune? We'll go with Manuel's answer. Obey the authorities. Practic spune, dați ascultare autorităților sau supuneți-vă Have I got the right autorităților. chapter? Am nimerit capitolul bun? Speak louder. Vorbiți mai No, tare? it's in First Corinthians. Sure. Okay, I'm Este în going to have 1 to check. I Corinteni, know we're sunt out of time, sigur. but now I'm panicking. Trebuia să verific.
Yeah, 1 Corinthians 11. 1 Corinteni what's he talking 11. About that we all love to listen to? Despre ce vorbește? Lucru care la tot ne place să ascultăm. Women's? Women's hair. Despre părul femeilor. Why is he having a conversation about women's hair? De câte ori au fost conversații despre părul femeilor? Because? De ce au fost atât de multe conversații? Pentru că... He's a real radical, isn't he? De ce avea el probleme cu părul femeilor? Pentru că el era cu adevărat radical. We don't want to be outside of society. We want to fit into the social norms, so don't mess around with your hair. El spunea, de fapt, noi nu vrem să fim în afara societății, noi nu vrem să schimbăm normele sociale, așa că vrem să fim în cadrul acestor norme sociale și să nu vă schimbați părul, să vă conformați. Puteți merge la altă istorie. Know that men, Pavel știa că bărbații, women, femeile, and și you've got to shout aloud if you're going to shout. Men, women, and not children. Femeile și he doesn't cine? Care about children. Nu-i pasă de copii și cine? Men, femeile, women, bărbații, slaves. Femeile și sclavii are what? Sunt ce anume? Equal. Sunt egali. He says, I know you're all equal. El spune, eu știu că voi toți sunteți egali. But. Dar. Let's keep slavery going. Să lăsăm sclavia să continue. Submit to your master. Supuneți-vă stăpânilor voștri. And women, watch your și hair. Și voi femeile, aveți grijă la părul vostru. What would your neighbors think? Că nu cumva ce va crede altfel aproapele vostru, vecinul vostru. Go to the market, go really early, already late, so no one's looking. Sau du-te, mergeți la piață foarte devreme sau foarte târziu când nu vă vede nimeni. And they're all markers of people who are radical, I guess. Vi se pare asta? Comportamente ale unor oameni care sunt radicali? Nu, bineînțeles că nu. Pavel nu este un radical. If you're going to work outside of the system, dacă vei lucra în afara sistemului, you have to do illegal things. Tu trebuie să faci lucruri practic ilegale. They can't see you, they don't know your names. Că nu vă văd, nu vă știu numele. Put your hands up if you're prepared to do illegal things. Ridicați mâna sus dacă sunteți pregătiți să faceți lucruri ilegale. We have one minor, so Zach says he's going to. Avem un singur minor, Zach spune că el e dispus. That's not his real name. Nu este numele lui real. Two people said they're prepared to do illegal things. Deci două persoane au spus three că people. Sunt pregătite să facă lucruri four. Ilegale sau trei, patru. So, there's four people who said they're prepared to do illegal things. Sunt patru persoane care au spus că sunt pregătite să facă lucruri ilegale. And all the rest of the people. Și toți ceilalți. Who are law-abiding citizens. Sunt cetățeni care vor să asculte de lege. Which is a movie. Așa spun. Trivia. They're all saying to you folks. Toți zic vouă. You're going against the Bible. Voi sunteți împotriva Bibliei. That's what you're saying, isn't it? Because what's the instruction? Pentru că în Biblie ce anume zice? Obey who? Să obey the authorities. Să vă supuneți autorităților. And you're saying we're not going to. Și voi spuneți nu o vom face. So you can see immediately there's a tension. Vezi imediat outside of the system. Că se creează o tensiune dacă vrei să lucrezi în afara sistemului. We're over time, so I'm going to stop there. A timpul s-a scurs, va fi nevoie să mă opresc when aici. We come back, când ne întoarcem, I'm not going to summarize.
Nu voi mai face un rezumat. We're going to go straight to this question about Vom merge direct la această întrebare, radical cum feminists are cum going anume to achieve social reform. Cum vor obține reformele sociale feministele radicale? Cum vor face asta? 1, 2, 3. Avem 1, 2, 3. How radicals achieve social reform? Cum feministele radicale vor obține We need reformele to know that sociale? because we're all radicals, apparently. Trebuie să știm asta pentru că aparent sau noi spunem că suntem Let's cu pray. toții radicali. Haideți să ne rugăm. Holy God, we thank you. Dumnezeule Sfânt, îți mulțumim for your watch care and your blessings over us. Pentru purtarea ta de grijă și pentru binecuvântările față de noi. As we try to understand your will for us. Pe măsură ce încercăm să înțelegem voia ta pentru noi. As we begin to explore our rights. Pe măsură ce începem să explorăm care sunt drepturile noastre. Our personal individual privileges. Și mai important, care sunt privilegiile noastre personale. Whether it's color, fie că țin de culoarea pielii, age, de vârstă, gender, de gen, or nationality. De naționalitate. Help us to meditate upon who and what we are. Ajută-ne să medităm legat de cine și ce suntem noi de so fapt. That we can achieve change in our own lives. Astfel încât să reușim să obținem o schimbare în propriile noastre vieți. And as we have been advised, așa cum am fost sfătuiți by you, de tine, that we can help influence and change the lives of others. Ca noi să putem ajuta să influențăm și să schimbăm viețile celorlalți din jurul nostru. Amen. În numele lui Isus ne rugăm asta. Amin.